nouă săptămână, un nou test de vedetă. Doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta, victima săptămânii întârzie. Deci vă rog frumos să vă uitați, Zorzo, te rog frumos să ne arăți și nouă. Ce faci, domnule? Uite, mi-am luat aminte că aveam când am plecat o bicicletă mai mare, dar cred că au lăsat-o prietenii mei în ploaie și de a... Intră la apă. Intră la apă. Da, asta este important de că merge. Bine, dar te-am văzut și pe tine cât te... Da, am sărbit și o bicicletă mai mică. Mai mică. Îți mulțumesc mult că ai acceptat să faci testul de vedetă cu noi. Eu îți mulțumesc de invitație, acum vedem ce iese. Cu mare drag. Cu siguranță va ieși bine, nu are cum să fie rău. Da, nu, eu vreau să ai mașina asta puternică și eu sunt fricos dacă nu conduc eu, așa că... Ești fricos? Da, dacă nu conduc eu am probleme foarte mari. Nu cred. Da. Așa că... Eu cred că e glumit. Deci, de primul cum am pus centura. Am văzut. Mai din cartier. Se cântă și se bea. Seara să petrec cu amintiri în viața mea. Am mai făcut câte o bestie. Să oprești pe dreapta, să luăm ceva de băut. Eu am avut experiența asta când copilul meu mi-a scris atunci că sunt idolul lui și spun că e povestea aia cu trebuie să faci o casă, trebuie să plantezi un pom și trebuie să-ți faci o familie, în viață. Corect. Ei, eu cred că trebuie să faci în așa fel încât să fii idolul copilului tău. Iar eu am reușit chestia asta, așa că cu casa și cu cu pomul nu-mi este, dar am timp. Alea vor ieși și alea, important este ceea ce trebuie. Exact, ce e cel mai important. Sunt vagabondul, ți-ți mereu. Cânti mai bine ca mine. Într-un fin rășca pur. Măturător de praf de stele. Și cu târziu fără cusur. Iar când am dor spre dimineață, îmi reproșez de la început. Acum dacă ți-aș oferi nouă porție de orez, cred că mai bate. Nu vreau să spun că pe zborul de venire acasă... Nu cred. Da, exact. Nu vreau să cred că ai avut orez. Orez. Oare, am sperat că este și o cameră ascunsă care să mă filmeze. Da, și să zică la final, băi, uite... Că eu mi-am ieșit un pic din... am cerut să-mi schimbe dacă se poate, că eu... Și ce-au făcut? Ți-au schimbat? Mi-au dat, a fost foarte drăguț și mi-au dat... Că oameni deja ne cunoșteau, era avionul de România. Mm-hmm. Și au zis, nicio problemă, îți dăm altceva. Acum chiar trebuie să oprești pe dreapta. Da. Da, nu-mi dau seama care cântă mai prost, eu sau el. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Și cum câte copii în brațe ne țineam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești. Dar între cei mei de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat toate oamenii și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Tu ai legat o prietenie foarte strânsă cu Gianni, din câte îmi dau eu seama. Voi ați devenit prieteni și bănesc că și acum sunteți la modul, vă vedeți, vorbiți, vă întâlniți, vă... Da, când există povești de dragoste la 12 noaptea, chiar pe postul nostru drag, eu vorbesc prin mesaje cu el stă la maică, s-a distă mai rău ca mine și cu asta mă mint eu, dar... Nu o să vine să gândim, noi nu ne cunoșteam înainte să mergem acolo, ne-am cunoscut când am semnat contractele, să zic așa. Mm-hmm. Și e simplu când oamenii se simt între, adică exact. Când rezonează. Exact. Every day I see my, every day I see my dream, every day I see my dream. Tu te-ai reîntors la marea ta dragoste. Ha? Marea ta dragoste. Motocicleta, motociclismul, cursele. Da, să știi că a fost, a
fost o emoție pe care n-am știut de foarte mult timp. Deci tu până în weekendul trecut ai mai apucat să... Eu până weekendul trecut nu am apucat nici măcar să-mi văd motocicleta, pentru că ea a fost desfăcută pentru revizie. Una peste alta, eu m-am pus prima oară pe motocicletă vineri la ora 10 în primul antrenament al acelei etape. Ți-am urmărit Insta-story-urile și mi se pare că cursa a fost duminică, nu? Cursa a fost duminică. Cursa duminică, sâmbătă, mi se pare că la calificări sau așa, prima oară, prima antrenament a fost terminat pe 10. Pe 10, așa. Pe 11. Așa. Și după care mi-am dat un reset, m-am dus, am stat un pic cu mine eu, pentru că am dat seama că trebuie să facem ceva pentru că nu funcționează. Și atât de puternic a fost impactul psihic asupra mea, încât am reușit să câștig prima poziție. Și pe drumul ăsta. Și zilele cu soare, vezi, nu știu pe piesă. Apoi, chiar dacă știu că doare, în serile de vară. Unde ești tu, Claudiu? Și zorii ne prindeau de zile înapoi și zilele de soare. La ce vârstă ai pupat pentru prima dată o fată? 14 ani. Cred. A, nu! Ai pupat o fată la prima dată, nu, la 14 ani? M-am gândit la altfel de pupat. La ce vârstă ai avut prima iubită? La 17 ani. Iubirea e vită serioasă. Bine, 17 ani. Fie. La ce vârstă ai luat prima amendă de circulație? La 16 ani și 2 zile. La 16 ani și 2 aveam zile? Aveam permis de la 16 ani, că pe vremea aia puteai să-ți cumperi, să-ți iei permis, da. Că te nimeni ce zici. Să-ți iei permis de scooter. Aoleu, da, deci, cred că toți am avut permis de scooter. Exact, generația noastră a avut permis de scooter. Cea mai frumoasă chestie frână pe care ai făcut-o pentru o femeie? Cea mai frumoasă chestie? Da. Am renunțat la mine. Nu știu cât se cuantifică asta în chestii materiale, dar eu văd ca și cea mai scumpă. Bună! Sergiu Negoțiu Pilov. Vă pupăm și ne vedem săptămâna viitoare la un nou test de vedetă.